La Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova, atacul cibernetic a avut loc în cursul nopții și a continuat și pe parcursul zilei. Un atac cibernetic de tip flood spre o anumită clasă de IP-uri publice ale spitalului. Am blocat accesul la anumite porturi care erau ținta atacurilor. Atacurile vin dinspre o rețea de tip botnet și sunt încă în desfășurare și în acest moment. În ceea ce privește funcționalitatea spitalului, pot spune că nu este afectată, serviciile nu sunt afectate, se monitorizează permanent de către specialiștii toate aceste atacuri. În toate spitalele în care funcționează tipul de sistem informatic care a fost ținta atacului cibernetic, au fost luate măsuri de siguranță. Limitare internet, salvare date pe suport extern. Ministerul Sănătății a transmis că monitorizează atent situația pentru remedierea cât mai rapidă a disfuncționalităților.